Fapte nu vorbe, asta a arătat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin de 1 decembrie. După ani întregi de nepăsare, cetățenii din cartierul Banovița se bucură acum de primul strat de asfalt proaspăt. Foarte bine, felicitări! Era o stradă care trebuia de mult asfaltată, știu că oamenii își doreau foarte mult să o asfaltați, dar iată că le faceți mai mult. Adică nu numai că le asfaltați, văd că le faceți și trotuarele și cu siguranță tot. Cred că vor veni și accesele la proprietate. Și accesele la proprietate, da. Tot ce înseamnă. Foarte bine. Să mai aibă răbdare puțin până spre primăvară, până la Paște, că-s convins că atunci veți fi gata și cu trotuarele și cu accesele la proprietate. O să începem și trotuarele, dacă vremea ne permite. Am zis întâi să venim cu strada. Dacă vremea ne permite, intrăm și pe trotuare în perioada asta. Face Jocuna, într-adevăr, o stradă importantă, Severin, Cerneți. Da? Și înainte era extrem de circulată această stradă. În ultimul timp oamenii o ocoleau din cauza bropilor. Dar acum sunt sigur că va fi, cum spuneți noastră, circulată mare. Discuțiile acum sunt mai vechi de ani de zile, că vă aduceți aminte că ne-am corelat. Noi am pus cererea de finanțare pe drumul județean, pe programul România-Bulgaria, dumneavoastră a spus cererea asta pe program operațional-regional. Exact. Să finanțați. De 1 decembrie lucrările continuă, iar oamenii gospodari sunt tot pe șantier. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu s-a ținut de cuvânt, iar în această iarnă locuitorii din cartierul Banovița se vor bucura de primul strat de asfalt. Azi e 1 decembrie, ziua României. Cel mai bun răspuns pe care poate să-l dea un primar, un om implicat în administrație, de ziua României este munca. Patriotismul la nivel de vorbe nu contează pentru oameni. Pentru oameni contează a fi patriot, să le faci lucruri de care sunt interesați. Suntem pe calea Cernețului, o arteră destul de importantă pentru municipiu, face legătura între Severin și Cerneț, un sat destul de mare, destul de important și legătura cu șoseaua de centură. Oamenii așteptau de mult această lucrare, am dat drumul acum câteva luni pe fonduri europene, suntem aproape de final. Astăzi turnăm primul strat de asfalt Binder. De fapt, o mare parte din ea este făcută deja. Astăzi terminăm și de mâine ea este funcțională. Nu este gata, să le spunem oamenilor, dar se va putea circula în condiții civilizate până în primăvară, când o să venim și cu următorul strat de asfalt. Este important pentru oameni să faci lucruri de care ei sunt interesați. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, a fost alături de Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, pe șantier de 1 decembrie. Este una dintre arterele importante ale Severinului, care la un moment dat chiar a făcut parte din drumul județean, care se continuă cu Cerneți, Valea Copcii, Marmanu, Uznicioara, Berș și iese la Prânișor în drumul național. Practic, în acești ani, Consiliul Județean Mehedin și Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin s-au corelat în depunerea de cerere pe fonduri europene. Pe de o parte, Primăria a depus această cerere de finanțare pe programul operațional regional pentru a asfalta, a face trotuare și inclusiv accesele la proprietăți. Pe de altă parte, noi am depus cererea de finanțare și am obținut finanțare pe programul operațional România-Bulgaria și știți foarte bine că și noi în momentul de față lucrăm pe tronsonul care pleacă de acolo din centură și traversează localitățile de care vă spuneam mai devreme. Sperăm ca anul viitor, în vară, să realizăm varianta ocolitoare și să începem să punem asfalt. Deja sus, aproape de pere, am ajuns cu asfaltul și în vara anului viitor, pe tronsonul de acolo, cu siguranță vom ajunge cu asfaltul în drumul național la Prânișor. Îl felicit pe primarul Marius Creciu pentru realizarea acestui proiect destul de așteptat, nu numai de locuitorii care stau efectiv în această zonă, ci de foarte mulți severineni care fie merg spre Cerneți, fie vor să ajungă în centura Severinului și de acolo să meargă în alte direcții. Noroaiele și gropile făceau parte din viața cotidiană a locuitorilor din Banovița. Pentru ei această lucrare este un vis devenit realitate. E o părere bună, suntem mulțumiți, pentru că locuim de ani de zile aici și nu a fost prin infrastructura lăsată de dorit. Suntem mulțumiți de felicitări domnului primar, domnului președinte al Consiliului Județean și
tuturor care s-au implicat în acest proiect. În această zonă nu s-a investit nimic în ultimii ani, iar acum cetățenii de aici vor avea parte până în primăvară de un cartier modernizat și reabilitat.